Bună seara! Pentru pești, oracolului Jing pentru perioada iunie-iulie. Deci, pește iunie-iulie, prima întrebare va fi ce trebuie să faceți pentru a vă descurca bine cu banii sau în afaceri, în ceea ce aveți dumneavoastră. 2 de 3 și 1, 2. Deci, 3, 2, 3 e 8, este in tânăr. Doi, trei, trei, la fel, in tânăr. Doi de doi și un trei este Yang tânăr. 7, Yang tânăr. Yang tânăr, prima trigramă. Următoarea, 3 de 2, 2, 2, 2, 6, in schimbător. In schimbător. Trei, trei, doi. Trei, doi, trei, opt. In tânăr. In tânăr. Trei, doi, doi. Deci, doi, trei, doi, șapte. Este Yang tânăr. Yang tânăr. Yang tânăr, deci hai să vedem. Prima este Gen. Da. A doua este Li. Li cu Gan 56. 56. Lu. Deci, denumirea este Lu. Să vedem ce trebuie să scriem aici. Călătorul străin, pribeagul. Trigramele componente, sus Li, foc, strălucire, frumusețe, jos Gen, munte, oprire a progresului. Sentința. Lu sugerează că în condițiile pe care le reprezintă poate fi o mică realizare și progres. Deci rămâneți în continuare în aceeași postură, am zice, și se naște o altă calitate. Dacă străinul sau călătorul va fi bun și corect, cum are datoria să fie, va fi noroc bun. Deci numai în situația în care sunteți corecți și buni. Călătorul, străinul, indecisul, succesul lucrurilor mici, pe drumeț statornicia să-l ducă ce spre bine. Comentariul lui sugerează că poate fi o realizare mică și progres. Linia slabă ocupă un loc central în trigrama externă și este supusă liniilor puternice de ambele părți ale sale. În trigramele componente avem de asemenea atributele liniștii, rămânând atașate, strânse de inteligență. Deci se spune că poate avea loc o realizare mică și progres. Dacă străinul sau călătorul va fi ferm și corect,
așa cum are datoria să fie, va fi noroc bun. Este o reușită, noroc bun. Este măreț timpul și este măreț drumul, corect ce trebuie urmat, așa cum se indică în lu. Acest simbol face trimitere la succesul pașilor mici, la satisfacția cerințelor momentului. Înțeleptul nu pierde din vedere țelul drumului său în timpul călătoriei, dar în acest timp ține cont de mii de modificări ale planului. Este atent și știe că trebuie să decidă repede în fața posibilităților ce apar. Nici vaporul și nici caravana nu stau după el. Marele simbolism, simbolul muntelui, iar deasupra lui cel al focului, formează lui omul superior. În concordanță cu acesta, își folosește inteligența și precauția în acordarea pedepselor și în a nu permite continuarea litigiilor. Vom merge mai departe. Următoarea, ce trebuie să faceți pentru a fi fericit în relație, în parteneriat, în iubire? 2 de 3 și un 2. Deci 3, 2, 3, 8. 8 este in tânăr. Doi de 2 și un 3, un 7, un yang tânăr. Yang tânăr. La fel, un yang tânăr. Trei, doi, trei. Opt. In tânăr. Doi de doi și un trei. Doi, trei, doi, șapte. Yang tânăr. Yang tânăr. La fel. 2, 3, 2, 7, Yang tânăr. Yang tânăr. Vom avea aceeași. Deci, sun. Cu sun ne dă 57 sun. Penetrare, blând, modestie. Deci am putea spune blând și modest. Deci acesta este 57, îl vedeți că se repetă liniile. Sun, penetrare, blând, modestie. Sus, sun, vânt, blând, lemn, penetrație. Jos, sun,
vânt blând, lemn, penetrație. Sentința Sun sugerează că în condițiile indicate de ea va fi o mică avansare și progres. În mișcare va fi avantajoasă direcția spre înainte, nu oricare. Va fi avantajos de asemenea de a-l întâlni pe omul mare. Reprezintă conducătorul. Conștiința dumneavoastră, eul, modestia, dispoziția pentru sacrificiu, succes în lucruri mărunte. Este avantajos de stabilit țelul și de vizitat omul cel mare. Am putea spune de a ne analiza, de a ne consulta cu conștiința noastră. Comentariu. Dublul Sun sugerează modul în care, în concordanță cu ea, sunt repetate ordinele guvernatoarele. Vedem în linia a cincea puternică, a penetrat în locul corect, iar dorința subiectului său este dusă spre rezultat. Vedem de asemenea liniile slabe, prima și a patra, amândouă supuse liniilor puternice de deasupra lor. Astfel ne spune că va fi o mică avansare și progres. Va fi avantajoasă mișcarea înainte, va fi avantajos de întâlnit omul cel mare. De data aceasta, hexagrama ne învață că toți trebuie să fim pregătiți pentru umilință și modestie. Chiar și înțeleptul este mărunt față de voința cerului. Dreptatea aduce succesul pașilor mărunți. Multe mărunte duc la ceva mare. Se realizează străpungerea, adică se naște victoria. Marele simbol, simbolul vântului urmat de el însuși, formează Xun, omul superior. În acord cu acesta, repetă ordinele sale și asigură practicarea afacerilor sale. Aceasta ar fi Sun. Deci, în iubire, blând și modest. Următoarea avem de făcut pentru sănătate. Ce trebuie să faceți, peștii, pentru a fi sănătoși în această perioadă? Aveți 2 de 2 și un 3. 7, intinăr. Așa. Următoarea linie. Avem 2, să vedem ce e sub el. Tot 2. Deci este 6. Inschimbător. Inschimbător. Trei de nou, Yang schimbător. Trei de trei, pardon, nou, Yang schimbător. Prima trigramă. Doi de trei și un doi. Trei, doi, trei, opt. Intânăr. Intânăr. Doi de doi și un trei. Șapte. Yang tânăr. Yang tânăr. Nouă. Deci trei cu trei cu trei. Nouă. Yang schimbător. Yang schimbător. Yang schimbător. Deci, bun, haide să vedem. Deci, avem două linii. Doi. Can. Can cu 2 este 60.
Jie. Jie reprezintă reglare, cumpătare, restrângere. Eu zic cumpătare. Să scoatem și 60. Deci avem jie, reglare, cumpătare, restrângere. Trigramele componente can, apă, groapă, pericol, dui, mlaștină, lac, satisfacție, mulțumită. Sentința. Jie sugerează că în condițiile sale va fi progres și realizare, însă dacă reglementările pe care le descrie sunt aspre și dificile, ele nu pot fi permanente. Cumpătarea, delimitarea, succes. Nu este bine să te împotrivești indicației viguroase. Comentariu J.E. sugerează progres și realizare. Liniile sale tari și slabe sunt prezentate în mod egal, iar liniile tari ocupă locurile centrale. Dacă reglementările descrise de Jie sunt aspre și dificile, ele nu pot fi permanente. În acest caz, norocul acțiunii sale se va termina. Avem sentimentul plăcerii și satisfacției în conducerea înaintării prin pericole. Avem acțiuni libere, ceea ce reiese din poziția centrală și corectă. Cerul și pământul își respectă termenele obținute și astfel avem completate cele patru anotimpuri. Dacă conducătorii își încadrează măsurile conform reglementărilor corespunzătoare resurselor statului, nu suferă diminuări, iar poporul nu primește șocuri. Hexagrama spune că nu poți trăi necontenit între interdicții, deoarece această epuizare forțată, dacă ajungem la un hotar și îl depășim, putem să ne trezim în fața unui pericol serios, la fel ca și când am fi nesocotit o interdicție viguroasă. Înțeleptul nu se gândește necontenit doar la iarnă, dar cu trecerea timpului îmbracă un halat mai gros. Cumpătarea este o virtute deosebit de prețioasă, mai ales dacă avem în mâini viața altora. Ambele componente ale hexagramei sunt legate de apă, ceea ce face trimitere la viață. Marele simbolism, simbolul unui lac, iar deasupra lui cel al apei, formează jie. Omul superior, în acord cu acesta, își face metodele sale de numărătoare și măsurare, discută punctele de virtute și de conducere. Acestea au fost pentru pești, vă doresc o perioadă bună!